O grămadă de oameni au renunțat la mașini în favoarea bicicletelor, dar mulți dintre ei nu s-au gândit nici măcar o secundă să renunțe la drumurile drepte, mai mult sau mai puțin asfaltate. Totuși, adrenalina nu se obține pe alei, ci pe stânci. Bineînțeles, dacă te ține musculatura, pentru că ce face domnul din imagini nu este chiar la îndemâna oricui. Ne oprim.